Odată cu scăderea dramatică a populației școlare și imobilele în care au funcționat până în urmă cu câțiva ani școli rămân abandonate, în sensul că autoritățile publice locale, în administrarea cărora se află aceste clădiri, sunt legate de mâini și de picioare fără aprobarea Ministerului Educației. Autoritățile locale nu pot face nimic cu aceste clădiri, pentru că n-au voie să le schimbe prin lege destinația. Cum mai mari învățământului țin cu dinții de patrimoniu, dar nici nu fac nimic cu el, aceste clădiri abandonate se află la mâna celor care vor să le devalizeze. Asta este și situația clădirii în care a funcționat Liceul Industrial numărul 1 din strada Ștefan cel Mare, aproape de trecerea peste calea ferată. Clădirea, monument arhitectonic, a fost părăsită de ani buni pentru că elevii au fost preluați de Liceul Petru Poni, imobilul greu de întreținut și abandonat rămânând la mâna celor puși pe furt. În momentul de față vreau să vă informez că în acest an vom intra cu lucrări de reparații curente la acest obiectiv, reparații la streașină, la acoperiș și la trotuarele de jur împrejurul clădirii. De asemenea, cu acest gen de reparații vom interveni și la casa spițerului, cea din curtea spitalului vechi. Cu ce scop? Scopul de a le conserva, pentru conservare. Ce s-a mai întâmplat? După cum bine știți dumneavoastră, noi am avut mai multe tentative prin care măcar o parte din acele clădiri să fie scoase de la Ministerul Învățământului. Ni s-a dat aviz negativ de fiecare dată. Momentan sunt clădiri cu destinație de învățământ. Deputatul Dan Laurențiu Leureanu intenționa încă din vremea în care era primar să propună înființarea în această clădire a unui punct vamal de care are atâta nevoie Romanul. Fie propusese chiar transformarea clădirii într-un centru de reeducare a minorilor delincvenți prin cederea acestuia către administrația penitenciarelor. Pe de altă parte, deputatul PSD Viorel Stan, care a fost și inspector școlar general, susținea că ministerul nu poate ceda clădirile pentru că s-ar crea un precedent periculos, în sensul în care clădirile unităților de învățământ lăsate în mâna administrațiilor publice locale ar putea primi orice destinație. Deputatul Viorel Stan crede că o asemenea clădire renovată ar putea fi transformată printr-un proiect european într-un campus școlar. Pe de altă parte, aceeași soartă a avut-o și clădirea alăturată, în care, la vremea cât a fost director al liceului cu program sportiv, s-a investit enorm în reabilitare pentru transformarea clădirii în hotel destinat cazării diverselor echipe sportive. Nici acest imobil nu este folosit, din păcate.